Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitatul nostru de astăzi este președintele platformei Demnitate și Adevăr, domnul Dinu Plângău. Domnule președinte, bună seara! Și vă mulțumim tare frumos că ați venit la noi la emisiune. Bună seara și mulțumesc mult pentru invitație! Zi tristă astăzi în calendarul Republicii Moldova, 2 martie, 31 de ani de la războiul de pe Nistru. Astăzi este ziua memoriei, oficial. Ce a fost? Unde am ajuns la acești? În 31 de ani o batem sau nu batem sau batem pasul pe loc în continuare în conflictul ăsta înghețat, miroasa dezgheț în mesajele care vin dintr-o parte și din alta, nu sunt provocări, ale cui sunt, dumneavoastră cum vedeți toate? Este o zi tristă pentru Republica Moldova, pentru că au fost vărsat sânge. Iar când se varsă sânge, mereu este foarte dificil de trecut peste multe lucruri, inclusiv peste acest conflict care îl avem la Nistru. Au fost multe trădări din partea clasei politici de la Chișinău și în trecut și pe parcursul acestor 31 de ani. Nimeni, cred, cu adevărat n-a dorit să soluționeze această mare problemă. Acum, sigur că anumite lucruri ne depășesc forțele Republicii Moldova de a soluționa anumite probleme, dar ceea ce putem noi acum este de a planifica și a pregăti instituțiile statului pentru o adevărată reîntregire cu cei din regiunea transnistreană, cu cetățenii noștri și cu teritoriul nostru. Acum cât de mult se lucrează la acest capitol este un semn mare de întrebare, întrucât inclusiv actuali oficiali responsabili de tematica dată au recunoscut-o, cred că și la dumneavoastră în emisiune, că nu există o strategie sau un plan real de soluționare acestui conflict. E adevărat, acum în contextul acestui război, în cazul în care Ucraina învinge, iese triumfalistă și cât mai rapid din acest război dus împotriva Federației Ruse, atunci, evident, anumite perspective de soluționare mai rapidă acestui conflict apar și pentru Republica Moldova. O soluție ar fi propunerile neoficiale care vin din Ucraina, precum ca forțele Kievului să ia Transnistria în 3 zile, dacă dăm noi acordul. Nu, asta ar fi încă o trădare din partea oficialilor noștri. Noi și poziția oficială a autorităților și poziția, cred că, a tuturor partidelor politice este rezolvarea pașnică. Noi nu avem nevoie de noi vărsări de sânge, mai ales că pe parcursul acestor 31 de ani relațiile dintre cetățenii noștri de pe ambele maluri ale Nistrului s-au legat destul de strâns. Și în sfera economică, și în sfera socială. Majoritatea oamenilor trăiesc aici, lucrează acolo sau viceversa. Deci este temei de a soluționa mai ușor. Sunt mari probleme cu influența politică a Federației Ruse în această zonă și influența, haideți să spunem, în toate ramurile economice și politice a unor grupuri oligarhice din zona, cred că din ambele zone, care fac afaceri, în special contrabandă, haideți să spunem, principala sursă de venit pentru oamenii atât de la Chișinău, cât și de la Tiraspol, cât și, haideți să spunem, tot ce aici ține de domeniul energetic, iarăși o altă afacere mare în bani grei care vin în buzunarele multor oameni și de la Chișinău și de la Tiraspol. De ce noi declarăm că tot ceea ce spun rușii, iată, de exemplu, în persoana lui, cum o cheamă, Zaharova, șefa serviciului de presă a Ministerului de Externe, de exemplu, când afirmă că se pregătesc provocări din partea Ucrainei, că vor să utilizeze materiale radioactive în apropierea regiunii transnistrene, deci noi spunem că toate astea sunt provocări. Nu merită comentate. Dacă în frații noștri de la Kiev zic că vor să ne ajute în 3 zile, cererea Tiraspolului. Noi parcă ne apțărim de la comentarii. Este o situație sensibilă. Cred că anumite cercuri, atât din Federația Rusă, cât și la Kiev, doresc anumite, haideți să spunem, provocări
în zona respectivă, fiecare cu interesul său. Noi trebuie să fim cu interesul nostru pe această chestiune extrem de principală, pentru că noi vorbim de o escaladare a anumitor provocări sau conflict pe teritoriul Republicii Moldova, care și suferința de bază o vor suporta cetățenii Republicii Moldova, indiferent că se trăiesc la Chișinău sau la Tiraspol. Trebuie să fim foarte atenți în această perioadă. Asta nu înseamnă că foarte mult din mesajele care s-au fost transmise public cu adevărat sunt adevărate. Foarte mult fake și societatea noastră în această situație sensibilă linghite, multă manipulare politică. Într-un final, autoritățile noastre trebuie să fie foarte precaute, să nu admită escaladare. Mai ales că dorința de a admite provocări nu există nici la Chișinău, nici la Tiraspol, din vari motive. Dacă sunt anumite grupuri de interes, hai să spunem, din Ucraina sau Federația Rusă care și-ar dori asta, aici nu există disponibilitate. Recurge la așa ceva. A trecut puțin peste un an de când a început acest război. Nu facem noi pe deștepții, pe înțelepții și pe Baba Vanga. Dar dumneavoastră, nu știu, poate aveți o... Poate nu putem recurge la intuiție. Dar vedeți că asta va mai dura în cât timp? Poate dura încă foarte mult. Poate dura încă foarte mult. Totul depinde de anumite conjuncturi și de ordin politic care se vor întâmpla fie la Kiev, fie la Kremlin. Dar războiul din Afganistan sau din Cecenia, cât a durat? A durat ani. Deci toată lumea cred că dorește să avem o finalitate pozitivă cât mai urgent, pentru că mor zilnic mii de oameni, atât de partea Federației Ruse, cât și de partea Ucrainei. Acest război aduc pierderi financiare, de prosperitate a fiecărui cetățean, în special din zona de est a Europei, foarte mari. Pe noi, ca stat, ne-a aprofundat într-o criză majoră. Doar că, înțelegem, acest conflict trebuie să se încheie cu o victorie a Ucrainei și în granițele care au fost până la escaladarea acestui conflict. Doar așa, cred că va fi o soluție, haideți să spunem, pașnică, după atâta sânge vărsată. Alte tipuri de compromis eu nu văd cum ar fi posibile în această situație. Probabil acum Federația Rusă se gândește să mai creeze niște zone pe modelul, nu știu, Transnistriei sau altor, Crimeea din 2014 și așa mai departe, în care să-și impună un anumit control administrativ și politic. De principiu, după atâta sânge, e greu de imaginat cum partea ucraineană va accepta un asemenea scenariu, mai ales că în continuare este gata să-și apere propriile teritorii, proprii oameni de la această agresiune din partea Federației Ruse. Întrebarea poate sună simplist, dar e fundamentală pentru fiecare dintre noi. Credeți că tancurile rusești vor ajunge aici? Acum, acest scenariu este mai puțin probabil. Pentru că în momentul în care implici și anumită rezervă din populația ta care nu neapărat era pregătită să ducă asemenea tipuri de lupte, mai trebuie să ții cont că și anumite teritorii ocupate trebuie să fie menținute de ostași. Ucraina nu este o țară mică. Are teritorii foarte mari, orașe mari, care trebuie menținute și nu cred că acum Federația Rusă are suficient capital și capacitate să ajungă, mai ales că zonele mai apropiate sunt destul de întărite de către armata ucraineană pentru a nu admite înaintarea și mai îndepărtată a trupelor ruse. Acum, evident, cred că mai degrabă să expună la acest capitol experții militare. Asta eu spun ceea ce cunosc de la colegii mei care urmăresc destul de atent situația și sub aspectul militar. Foști colegi, inclusiv veterani de război, oameni care au făcut serviciu în forțele armate ale Republicii Moldova sau cei care au fost ofițeri în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Bun, domn Plângău. Haideți la Chișinău, la problemele de zi cu zi.
mai puțin grave, dar destul de importante. Deci în weekend a avut loc Consiliul Politic Național al Platformei Demnitate și Adevăr. Unul dintre aliniate care mie mi-a plăcut, din comunicatul de presă pe care l-ați transmis, a fost că platforma a decis că la alegerile locale va participa sub brandul politic propriu. Mergem acum și la partea a doua a comunicatului. Așadar, eu și toți ceilalți chișinăuieni, când vom merge la alegeri, în buletinul de vot vom vedea candidatul numele, prenumele și va fi scris platforma da. Așa este, da? Exact. Cale de negociere, renegocieri, să vă răzgândiți și așa mai departe, nu mai este. Politic totul este posibil. Dumneavoastră ați văzut la acea conferință organizația noastră municipală. Pe lângă organizația municipală, platforma Demnitate și Adevăr are 9 vicepreședinți de raioane. Are primari în majoritatea raioanelor din Republica Moldova. Echipe, structuri, peste tot, candidați deja care vor și pe alocuri deja cumva și-au făcut o imagine în localitățile din care provin. Avem consilieri locali, consilieri raionali. Evident că oamenii vor să mai candideze, unii să mai obțină un mandat, fie de consilier, fie de primar, alții să-și încerce forțele în viitor. Ce-i scopul platformei Demnitate și Adevăr în aceste alegeri? Este, pe de-o parte, să ajutăm acești oameni care au intenție să candideze, pe de altă parte, să formăm o structură foarte puternică în care să ne impunem ideile noastre la nivelul administrațiilor locale. Noi am fost ca formațiune politică, cred că, care pe bune, nu doar declarativ, am promovat cel mai mult descentralizarea, suport mai mare și financiar pentru, hai să spunem, tot ceea ce înseamnă autonomia locală. Am modificat legi la capitolul fiscalitate și taxe pentru a le acorda bugetelor locale un suport suplimentar din impozitelor persoanelor fizice și juridice, ceea ce a adus bani mari în unele localități din Republica Moldova. Și evident, noi în continuare vrem să mergem pe ideea asta de mai multă autonomie, pentru că ceea ce se întâmplă acum, de fapt, ceea ce s-a întâmplat 30 de ani, mai ales în condițiile acestei crize, un primar de sat cu o populație mică nu are bani nici măcar de, nu știu, să-și acopere cheltuielile de mentenanță. Căldură, electricitate, salarii. Cam asta e tot bugetul care îi ajunge, uneori nici nu îi ajunge. Și, evident, primarul, ca să poată supraviețui și să mai construiască jumătate de kilometru de drum, trebuie să ducă la Chișinău. Ei, unii din acești primari, stau mai mult la Chișinău decât în localitatea lor, pentru că au nevoie de bani. Și trebuie să stai la ușa guvernului, a parlamentului sau a unui lider de partid pentru a face acel jumătate de kilometru de drum în sat. Asta e o realitate tristă și de asta noi trebuie pe bune să ne gândim la o reformă foarte serioasă a administrației publice locale. Toate partidele promit, dar ajungând la guvernare nimeni nu vrea pentru acest control. Acum, ceea ce am văzut fenomenul anterior, cum toți primarii treceau la comuniști, după care la PLDM, după care la PD, toți primarii, practic 90% din primarii erau la PD. Acum o să treacă, deja dacă nu a trecut, majoritatea la PAS. Și nu neapărat că împărtășesc viziunile politice sau ideologie de partid și așa mai departe, pentru că nu o să poată nici măcar jumătate de kilometru de drum să facă în sat. Realitatea tristă care trebuie rezolvată. Și realitatea altă tristă e că niciun partid ajungând la guvernare nu vrea să piardă pârghia asta de control a primarului. Să vină la mine, să ceară, să eu să-i dau dacă să ne ducă voturi. Cam asta e politica noastră. Departișor ați plecat dumneavoastră de la întrebare. Dar continuăm pe aceeași undă. Da. Dar reforma administrativ teritorială pe care se propune acum, ce că în discuții și ce că guvernul se consultă cu oamenii în teritoriu, ați văzut-o? Este o hartă, este o poză, hartă cu 10 raioane din 32. Da, am văzut. Încearcă și ei să facă ceva, să nu zic că nu au făcut. Am văzut și consultările care le-au făcut noi. Am spus, noi avem și primari și colegii noștri la conducerea unor raioane. Asta nu se poate numi consultare.
anterior, doamna Gavriliță, hai să spunem, mai făcut așa un rând de consultări care pur și simplu, iată, a pus ca o faptă împlinită. Noi vrem așa și cam ne încodi și vreți voi. Eu nu cred că este o abordare corectă, pentru că orice reformă, mai ales de asemenea complexitate, pentru că aici e vorba pe alocuri de concediere miilor de oameni. Pe de altă parte, nu știu acolo cum o să facă cu optimizarea raioanelor, satelor și așa mai departe. Deci o parte o să-și piardă funcțiile, alții o să fie destructurată tot, hai să spunem, sistemul ăsta administrativ de conducere și așa mai departe. Acolo trebuie implicați mii de oameni în tot procesul ăsta și atunci tu când ai nevoie de implicarea miilor de oameni fără o înțelegere clară din partea societăților și în special din partea autorităților locale care trebuie să fie nemijlocit implicate și nu doar cu părerea, dar implicate în procesul de elaborare acestei reforme, eu cred că o să eșuează fix așa cum eșuează acum cu reforma justiției, pentru că nu implici o reformă în care oamenii nu știu ce să facă și care va fi finalitatea, asta e o reformă eșuată, indiferent cât de bune intențiile nu ar fi. Clar. Revenim înapoi la primar. Deci, vom avea candidat din partea platformei Demnitate și Adevăr. Noi am spus că noi avem candidați în majoritate. Deja colegii, în special din raioane, au început pregătirea de aceste alegeri. Dar vorbesc de Chișinău. Acum de Chișinău, a doua parte a celui comunicat, că noi în continuare o să ne străduim, să lucrăm la, haide să spun, deschiderea unui front larg. Într-o ecuație perfectă ar fi ca unele partide extraparlamentare, pro-europene, să-și lase orgoliile deoparte și să încercăm să facem această formulă de viitor, care sper eu să fie valabilă nu doar pentru acest scrutin electoral local, dar și în viitoarele scrutine, cum ar fi cel parlamentar. Pentru că toată lumea înțelege foarte bine că dacă nu se creează o alternativă pe dreapta, cel mai probabil vor fi verni forțele, haideți să spunem, susținute de Federația Rusă sau de oligarhi, pentru că oamenii pur și simplu nu o să aibă cu cine vota. Probabil cei care ar vrea să voteze un partid pro-european, dar sunt dezamăgiți de ceea ce face PAS la momentul de față, nu o să aibă alternative, fie o să stea acasă, fie în genere din revoltă sau din protest o să voteze un, haideți să spunem, un client deghizat în tot ce vrei sau care face promisiuni. Îndemnul dumneavoastră este crearea unei coaliții sau fuzionarea ca partidele să-și suspende activitatea și să vină toți la platformă? Ambele variante au dreptul la viață. Ambele variante au fost discutate de către noi cu unii lideri din, atât din cadrul unor formațiuni politice cât și din societatea civilă. Ar fi ideal în fiecare partid politic sunt oameni buni care au anumit capacitate de a furniza expertiză sau sunt buni pe un anumit domeniu și decât fiecare să știți, dacă am dat un exemplu și dacă merg 30 de candidați la Chișinău, toți vor primar să fie și fiecare ia, nu știu cât acolo, 3-4 mii de voturi și ce schimb asta, care mai departe viziunea. Ceea ce am propus eu să ne gândim nu doar la momentul de astăzi, să ne gândim în perspectivă. Trebuie să creștem cadre, atât noi acum ne plângem că în fiecare domeniu nu avem cadre. Sarcina fiecărui partid politic este nu doar de a îmbla cu fluturaș și de a, nu știu, a spune votați-mă pe mine că sunt cel mai bun, inclusiv de a crea cadre care ulterior o să guverneze Republica Moldova și preferabil să creeze cadrele astea bine ca să o guverneze bine, să acumuleze expertiză, experiență, să adune capital uman pentru eventuale funcții politice, nu știu, administrative și așa mai departe. Ca într-un final să nu ne pomenim așa cum s-a pomenit PAS-ul, că a venit la guvernare, dar are lipsă de cadre în majoritatea domeniilor. Dacă vă dau un exemplu, Ministerul Agriculturii, că domnul Gherciu, fostul ministru, era a 16-lea candidat la această funcție, din simplu motiv că nu se găsea o persoană potrivită să ocupe acest portofoliu. Și ceea ce propun eu la toți, să ne gândim de pe acum. Într-un final, statul ăsta e atât de mic și atât de puțini oameni au mai rămas, inclusiv care vor să facă politică sau administrație. Când și asta nu e un lucru foarte simplu. Salarii mici, pe locuri nedreaptă, o activitate nedreaptă, pentru că astăzi poți fi aplaudat, mâine să fii blamat și s-a terminat cu toată cariera ta. Și nici măcar într-o funcție obișnuită nu poți să mergi să te angajezi, pentru că, știți, din funcția de ministru să te duci în funcție de...
Care au fost reacțiile partidelor extraparlamentare la propunerea dumneavoastră? Noi analizăm, căutăm cele mai bune formule ca să satisfacem cât mai multă lume. Eu înțeleg că nu o să putem, haideți, spunem, ni pe toți. Dar măcar pe o parte o să încercăm să găsim un compromis și să nu dispersăm ceea ce a mai rămas. Domnul Ștefan Gligor să vrea candidatul? Nu am atins acest subiect cu domnul Gligor. Tânsul este mai deschis să analizăm și alte candidaturi. Mai complicat cu alții care vor candidat din partea partidului meu și atât. Și nu mai vedem nici altceva. Domnul Ruslan Codreanu ce spune? Avem și o comunicare și cu... Am avut o comunicare și cu dumnealui. Mai suntem în discuții, suntem deschiși să continuăm discuțiile. Sarcina de bază, înțelegeți, fiecare partid sau fiecare om politic are anumite ambiții personale și la care se mai adaugă și anumite animozități din trecut. Și e o sarcină extrem de complicată să împaci toată lumea. Și la noi în partid sunt oameni care au supărări pe diferiți lideri politici și așa mai departe. Am spus colegilor și celorlalți din alte partide că ar trebui să luăm tot ceea ce e mai bun de la fiecare și să punem pe masa Republicii Moldova. Fiecare are expertiză sau experiență într-un anumit domeniu. Slava Domnului, funcții și de lucru este în țara asta foarte mult. Pur și simplu trebuie să ne găsim o nișă în care să fim mai utili pentru această societate. Și atunci o să fie bine pentru toată lumea. Și pentru ei, pe plan profesional, și pentru societatea asta noastră. Partidul domnului Chicu? Cu dânsul nu avem o comunicare, întrucât sunt întrebări față de modul în care este finanțat acest partid politic. Dar din cei care și-au anunțat candidatura, noi îl avem pe candidatul USAT-ei, care nu e Renatu, de la domnul Chicu, pe Ceban de la MAN, primarul, da? Cu el e clar că nu discutați, Ruslan Codreanu și altcineva, parcă nu și-au mai anunțat nimeni candidatura, nu? Ăștia sunt cei care candidează. Păi altcineva, cred că pentru societate e interesant în cine o să fie candidatul PAS-ului, pentru că ei sunt partid de guvernare și ei nu pot să abandoneze definitiv ceea ce de fapt au făcut. Ultima perioadă au abandonat tema Chișinăului, din câte înțeleg la ei, dacă înainte să băteau între dânșii cine să fie candidat pe Chișinău, acum să bat între dânșii că nimeni nu vrea să fie candidat pe Chișinău. Serios? Serios. Și acum o să vedem. Ceea ce noi putem face ca partid extraparlamentar e soluția asta pe care o văd. Dar asta nu înseamnă, dumneavoastră ați văzut la această conferință a organizației municipale, noi avem echipă, noi avem structuri în fiecare suburbie a capitalei. Noi, dincolo de primarul general al capitalei, sunt alegeri în fiecare suburbie. Sunt oameni foarte buni care ar vrea să fie să mai obțină un mandat de primar sau consilier, fie să-și încerce forțele și atunci trebuie să-i dai posibilitatea celor care vor, că nu toți care astăzi sunt în funcție sunt buni, hai să spunem așa. De atât, Ruslan Codreanu are niște experiență, el știe ce înseamnă a fi primar. Da, sunt mulți oameni care au experiență. Deci la ora asta e clar că nu e clar. La ora asta continuăm discuțiile să vedem. Partea complicată, v-am spus-o, care e foarte sincer deschis. Să împaci toată lumea. Domnul Plângău, de-aia jurnaliști de teapa mea, noi greșăm atunci când mereu la emisiuni întrebăm oarecare-i candidatul PAS-ului, oarecine-i candidatul PAS-ului. De parcă ar trebui să vină numai azi anul 2 și clar câștigă din primul tur. Nu greșiți pentru că este partidul de guvernământ. Uh-huh. Evident, e important pentru societate, pentru că știu cine o să fie candidatul din partea lor. Doar că eu v-am spus că cel mai probabil, ei încearcă acum să găsească o strategie în care să minimalizeze riscurile de imagine pentru un eventual eșec. Ce formule o să inventeze asta, deja o să întrebați pe ei. Și eu regret acest lucru, pentru că se putea, și încă se poate, eu cred, de nu-i dat primăria lui Ion Ceban. Dar cu pasul, aveți ce discută? Uitați-vă, domnul Ceban nu a fost atins practic deloc în toată această perioadă, pentru că a fost, acolo sunt tot ce era în primărie, de regulă, pentru el, asta-s Consiliul Municipal. Acolo tot porcărie și mai departe. Dar eu sunt curățel, ușor, eu fac trotuare și așa mai departe. Nu e așa. Consilierii nu pot vota absolut nimic fără funcționarii din primărie care sunt în subordinea primarului general. Toate eșecurile sau toate scandalurile sunt și pe umerii lui Ion Ceban.
Și sunt foarte multe întrebări, sunt foarte multe soluții care ar putea fi făcute mai bine decât să fac în momentul actual. Și am spus de fiecare dată, nu este corect să comparăm mandatul actualului primar cu mandatul 2 ani absență. N-am avut primar în Chișinău 2 ani de zile, nu s-a făcut absolut nimic. Și mandatul lui Dorin Chirtoac este incorect față de cetățeni, față de chișinăuieni. Continuăm, vă rog mult, regizorul, așa e viața lui, vrea publicitate. Vă luăm câteva clipe și revenim. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Așa, de ce bani am vorbit, cred de dat jos. Noi doar că nu știm ce ne spunem sus. De Ruslan Codreanu nu vrea să-l faceți candidat unic. Ștefan Ghigu. Dar dumneavoastră nu vreți candidat? Sunt foarte mulți oameni care vor să fie candidați. Dar dumneavoastră personal? Haideți să așteptăm. Eu am spus, eu nu vreau să acum să dau nume sau asta cât sunt discuții. E foarte complicat procesul ăsta de a împăca toată lumea și a forma un front larg. Și până atunci, până nu am încheiat definitiv toate procesele, până atunci am spus și colegilor, nu facem declarații, că noi sunt pe interiorul partidului diferite simpatii și așa mai departe. Haideți când vom avea un răspuns, reușim să facem frontul larg, nu reușim să facem frontul larg, atunci discutăm și pe candidați în parte. Dar nu riscăm să ajungem la aia. Iată, noi asta încercați să-i consolidați pe extraparlamentari. Da. Încercați să negociați. Acum își vine Paștele, vine vara și vin și alegerile. În același timp, PAS încearcă să iasă, cum a spus dumneavoastră, onorabil din situația în care s-a pomenit. Și tot așa, tot așa, și dăm ce bani al doilea mandat din primul tur. Nu vă temiți de asta? Nu. Ce bani nu o să câștigi din primul tur asta? Exclus. Și pe stânga sunt candidați și așa că nu este încă... Sunt foarte multe lucruri imprevizibile, dar că vom avea un primar din primul tur, asta, siguranță, nu se va întâmpla. Bun. Mai avem noi până la alegeri. Haideți la nivel, la Parlament. Ați văzut inițiativa asta legislativă care a fost introdusă pe ordine de zi în Parlament și ține de limba română. Da. Dumneavoastră erați în studio, dacă nu greșesc, la domnul Golea, când ați fost întrebat și ați salutat, dar spuneați că nu ați văzut proiectul între timp. L-ați văzut? Nici acum nu l-am văzut, să fiu sincer cu dumneavoastră. Deci este o hotărâre a Curții Constituționale din 2013 la acest capitol, iar toate hotărârile Curții Constituționale sunt, ca să spunem, ca o parte componentă a Constituției, sunt legi. Așa că noi atât de mult am artificial am dezbătut acest subiect, când de fapt lucrurile sunt foarte, foarte simple. Noi vorbim româna și noi am avut un polițian care acum este îndrăgit de PAS. Și ne spărea așa de amuzant, exact cam cum reflectă situația din Republica Moldova. Mă refer la Marian Lupu. Țineți minte când era întrebat ce limbă vorbește. Și el cu modul lui de a discuta cu principii și valori spunea că eu științific vorbesc română, dar dacă așa moldovnești, eu vorbesc moldovnești. Dar în genere eu am vorbit acum în moldovnească, dar în română, și că sunt pași toată lumea. Nu, problema cred că a fost rezolvată în momentul în care curtea și-a asumat acea decizie din 2013 și acum deja trebuiau pur și simplu să racordeze legislația la acea hotărâre. Da, dar nu vor să o facă așa cum prevede Constituția, cu schimbarea Constituției. Au găsit o formulă care se numește chestii tehnice. Am spus, hotărârile Curții Constituționale din punct de vedere juridic sunt parte componentă a Constituției. Eu nu am văzut proiectul ăsta. Deja, deci hotărârea asta cu decizia asta este partea Constituției. Deja proiectul propriu-zis tehnic eu nu am văzut, că ei uneori, știți, eu mă tem să comentez proiectele, câteodată anunț niște intenții bune, dar când citești faie cam mai slăbuț. Dar e o chestie care de principiu juridic se poate face. Nu văd o problemă, dar să comentez exact și au scris articole și așa mai departe, nu pot.
Pe lângă asta sunt un set de legi, acte normative, care în diferite sintagme sunt diferite. În singur act normativ poți găsești la începutul legii limba moldovenească, pe la mijloc limba de stat, dar pe la sfârșit, dacă au fost modificări în genere, limba română. Deci asta e porcărie mare. Și cel puțin în actele astea normative se putea de mult. Mai ales că eu cred că anul trecut încă i-am lăsat toate listele de acte normative în care acolo chiar sunt modificări tehnice, acolo râde și răbde cum 51 de mandate mână în sus și măcar să nu ai prostie asta. Regulamentul Parlamentului. Ei lucrează după regulamentul Parlamentului. Acolo tot sunt situații de genul ăsta. Noi anul trecut am propus un proiect de lege pentru modificarea regulamentului Parlamentului ca să nu existe sintagma asta. Clar că atunci era altă majoritate, nu a trecut, dar acum puteau să o facă, încă un an și jumătate în urmă. Dar să înțelegi de ce acum? Politic, probabil. Puteau să o facă de mult. Politic, sau poate a venit cineva la dânsii și le-a dat proiectul. Poate la dânsii nu era cineva să scrie proiectul ăsta. 63. Da, dar pe 63 trebuie să ai și oameni care să știe scrie proiecte de astea mai complicate. Nu doar să voteze, da? Nu doar să voteze, da. Eu am urmărit vreo două ore așa ședința Parlamentului. Eu chiar m-am amuzat cum se lucrează acolo. Serios. La orice prostie, scoală în picioare, aplaudă, parcă-i Burkina Faso, nu știu, Sierra Leone. Și asta e evident, calitatea legislatorilor care au venit. Niciodată nu s-a bucurat Parlamentul Republicii Moldova, hai să spunem, de o calitate exemplară. Deputatul trebuie să fie exemplu, așa cum exemplu trebuie să fie pentru societate, pentru mediul profesional, un ministru. De președintele statului nici nu mai vorbim, de prim-ministru nici nu mai vorbim, dar deputații sunt fața societății noastre. Și acolo când vin oameni care vin CNPF-ul, știu, la capitolul profesionalism, idei între întrebare, dar de ce atâtea puține like-uri aveți pe Facebook, îmi flărâs, știți cum. Și când, da, chiar vă încurajez, eu foarte rar urmăresc ședințele Parlamentului, dar când am văzut vreo două ori, eram cu colegii de partid și chiar am râs în hohote, cum la fiecare prostie se ridică în picioare și aplaudă. Asta trebuie să vezi. Da, eu vă amintesc că ăștia sunt foștii dumneavoastră parteneri? Bine, eu îi cunosc pe vreo câțiva. Doar pe majoritatea din PAS deputați eu nu știu. Nu îi cunosc. Nici eu, chiar dacă sunt obligat să cunosc pe marea majoritate, că așa mi-e mizerie. Da, și am spus, niciodată nu s-a bucurat de o calitate exemplară, dar cel puțin majoritatea legislativului erau cel puțin măcar, hai să spunem, vreo 6-7 care se evidențiau mai mult, care mergeau pe fie prin platou sau aveau discursuri la tribuna parlamentară și aveau cât de cât străduiau să aibă o prestație bună, indiferent de partid. Acum calitatea, tot pe planul 2 și pe planul 3, dacă noi nu avem o calitate exemplară la nivelul miniștrilor, eu am mai fost la colegii de dumneavoastră în platou și colegii dumneavoastră nu știu cum îl cheamă ministru X sau Y, cine se ocupă de portofoliu și asta e o problemă foarte mare. Este, este. Domnul Plângău, dumneavoastră anterior ați mai fost pe la noi, spuneați că nu prea vă place cum decurge reforma justiției, nu vă place activitatea domnului Spânu, cu doamna Gavriliță așa mai atent și iată s-a schimbat guvernul. Mai atent pentru că mă teme că îl pun în perecean și zic să nu ne schimbăm ceva, un rău și mai mare. Și iată că s-a întâmplat. Da. N-ați calificat asta că am schimbat un rău pe un rău mai mare? Absolut. Bine, doamna Gavriliță, eu o cunosc. Ea cel mai mult a fost criticată din cauza unei comunicări extrem de defectuoase. Unul la mână. Doi la mână, nu se bucura de oarecare autoritate și politică, dacă vreți. Pentru că acolo s-au format câteva grupușoare, fiecare cu interesul lor, cu gașca lor și așa mai departe. Dar prim-ministru trebuie să-i țină pe toți sub control, mai ales în aparatul guvernamental. De asta, de fiecare dată, hai să spunem, partidul care câștigă alegerile, în funcția de prim-ministru, mai ales la noi, stat parlamentar și prim-ministru e cea mai importantă funcție în stat, trebuie să meargă șeful de partid. Pentru că el poate să-i controleze pe ăștia din partid care începe interes și așa mai departe. La noi, din păcate, asta nu s-a întâmplat și au venit domnul Recean, care pe mine mă amuză situația. Deci noi vorbim integritate, luptăm reformă, curățăm și așa mai departe. Dar când te uiți acolo,
De ce nu ar trece un pre-vetting, știți, primul ministru? Atât alegeritate, ieși la tribuna Parlamentului și la întrebarea câte dosare penale ai, el zice, ai vreo 4-5, nici nu știu câte sunt la număr. Dar eu vă dau alt exemplu. Încercați să invitați pe vreun deputat din PRDM. Este o listă de, nu știu cât acolo, 21 sau 23 de deputați PRDM în frunte cu regretatul Ion Mutmalai. Și PRDM-ul, controlul care a fost inițiat de fracțiunea respectivă împotriva ministrului de interne. Sunt acte, sunt controle și așa mai departe, care sunt din același partid cereau demisia fostului ministru de interne. Iar când acum vine și spune că autoritar, nu știu mai ce, discutați cu angajații Ministerului Afacerilor Interne. Chiar, vă rog, să... majoritatea nu s-a schimbat. Ce mi-ar spune ei? Că n-au nicio opinie despre dânsul. Și dacă maximul ce o să puteți să aflați, asta care a fost porecla domnului Recean, pe timp cât era ministru. Și care a fost porecla cât era ministru? Rucsac. Rucsac? Da. Așa că eu înțeleg că ei trebuie să creeze o poveste și să justifice numirea dânsului în funcție. Nu degeaba au adunat tot partidul la Consiliul Național Politic să lămurească oamenilor. Dar de unde au apărut ăsta Recean și noi am lucrat în campanie, noi am făcut campanii, oameni buni, oameni integri, nu știu mai și vine un Recean care, asupra cărora planează toate întrebări. Da, dar partenerii văd că nu au. Partenerii de dezvoltare nu au întrebări. Da, partenerii de dezvoltare există. Mă rog, ei cum poți aibă întrebări la cine tu pui pe X sau pe Y. Este partidul de guvernământ care a câștigat alegerile, iau decizii și așa mai departe. Dar noi câte guvernări am avut și comuniști și așa mai departe, și mai prorus și așa mai departe, partenerii au lucrat. Și cu Plahotniuc a lucrat și cu când Dodon era președinte și nu se întâlnea cu Dodon pentru că el e prorus. Trebuie să ne întâlnești, așa sunt protocoalele. Și inclusiv proiectele care le început trebuie să le continui. Democratizarea și așa mai departe, inclusiv pe timpul Plahotniuc s-a făcut asta, reforma asta a procuraturii. De-am cum s-a făcut și câte ori au mai fost modificate legile pe parcurs, de-am mai altă întrebare. Bun, dar plecarea domnului Spânu? Da, unde a plecat? Ia, pe mine tot abordarea asta tare mă... știți cum, mă uimește cumva. Deci, îi roși să plece din funcție, pentru că deja acolo un anti-rating la domnul Spânu era că l-ajunge pe Dodon de umăr. Mă. Pe de altă parte, îl faci și a doilea om după Maia Sandu la președinție. Și ieși în emisiuni și spui, da, așa de bun ministru a fost. Ideal. Nici într-un stat al lumii nu există așa ministru. Atunci, ce dracul ai schimbat, dacă e așa de bun? Păi ce dracul l-a schimbat? Păi ce dracul l-a schimbat? Am spus că era o problemă mare pentru ratingul PAS-ului. E să gândit la politică. Dincolo că sunt întrebări foarte serioase referitor la multe lucruri care s-au făcut în domeniul energetic. Puteți să discutați iarăși, vă dau un indiciu dumneavoastră ca jurnalist cu niște oameni din mediul afacerilor, în special din domeniul petrolier și așa mai departe. Sau, nu știu, invitați pe cei de la Horos. Țineți minte, eu am publicat o înregistrare video cu băieții. O să fie licitația, nu știu, peste jumătate de an, dar noi am să o câștigăm. Pentru că tot am rezolvat acolo ce ne trebuie. Și că așa la noi se fac licitațiile, mai ales când e vorba de sume mari și mai ales când e vorba de licitații care le face statul. Dar dumneavoastră credeți că toate astea, care presupuse ilegalități, au loc cu acordul tăcit al Maiei Sandu și al guvernului în întregime? Sau ei asta află de la știrile ProTV seara la 7, 8, 9? Eu nu știu. Știu, eu presupun că doamna Sandu este mai informată decât mine. Și referitor la propria echipă, și referitor la modul în care derulează lucrurile în stat, pentru că are instituții, peste instituții. Tocmai de asta. Și e adevărat, nu tot timpul reprezentanții unor instituții ți dau informații credibile, de asta trebuie să le informezi de la mai multe servicii, hai să spunem așa, pentru că sunt unii care au și fac propriul interes. Fiecare instituție are un interes. Pe lângă interesul îngust, este interesul instituției, de chiar și cu legea asta SIS-ul, că modificări au fost făcute. Da, interesul oricărei instituții scapte cât mai multe pârghii, ca ei să devină cât mai puternici.
Încă asta apar interese mai înguste de grupușoare, instituții și așa mai departe, care se leagă în dependență de cât de mult timp ai lucrat unul cu altul în birou și așa mai departe, sau pe un anumit domeniu. Și lucrurile astea trebuie să ținute sub control. Dar SID-ul acum, dacă trecem la SID-ul, nu e așa atribuții la SIS fără un control, eu mă tem că o să fie catastrof. O să fie o catastrofă. Și pentru PAS în viitor. Când o schimbi guvernarea? Când o schimbi guvernarea, oamenii de regulă când schimbă guvernarea sunt mult mai răiți și încep curățenie. Fix așa și au făcut, ca de fapt și noi când am venit după PAP. Deci noi când am venit era justificat. Noi două săptămâni am avut două guverni în stat. Asta e uzurparea puterii în stat. Și sunt cu uzurparea puterii în stat. Iată, vă dau încă un indiciu. Întrebați-l pe Mihai Popșoi. Ce se aude cu dosarul? Uzurparea puterii în stat. Două săptămâni am avut două guverni. Cineva din aceste două guverne a exercitat puterea supremă a poporului în mod ilegal. Cine? Guvernul Maia Sandu sau guvernul Plahotniuc? Eu cred că guvernul Plahotniuc. Noi am avut majoritate parlamentară, a fost votat guvernul doamnei Sandu. Poftim exercit. Nu, două săptămâni l-a exercitat Plahotniuc în locul împotriva voinței exprimate la alegeri de către cetățeni. Unii dosarul penal. Ce se întâmplă cu dosarul penal? A fost inițiat atunci. A fost creată o comisie de anchetă. Membru acestei comisii eram eu. Pe o perioadă de timp era președinte domnul Popșoi. Măcar raportul a fost prezentat. Dar de ce credeți că nu s-a făcut nimic? Nu s-a dorit. Când trebuie să acționezi dur, unii stem, când trebuie, hai să spunem, mai voalat, unii n-au capacitate. Dar domnul Litvinenko de ce a plecat? A obosit. Da, l-am auzit și eu pe domnul Gribinci aici în studio că a obosit domnul Litvinenko. Nu este ușor, mai ales după atâtea gafe. Eu, știți, fiecare persoană este subiectivă când se expune pe orice subiect. Și eu sunt foarte subiectiv. Și am fost, trebuie să recunosc că am fost de multe ori subiectiv și în legătură cu ceea ce s-a întâmplat în trecut în domeniul justiției. Pentru că, având, hai spunem, fiind colegi în trecut în Parlament și am avut o comunicare destul de bună cu domnul Litvinenko, cumva i-am acordat foarte mare grad de credibilitate la modul în care el a acționat atunci. Chiar dacă, da, pe chestii principiale peste care noi nu putem trece, am criticat foarte dur și nu cred că astăzi societatea era să afle despre unele promovări în funcții cheie care au dus astăzi la un dezastru în domeniul justiției. Cum ar fi Plămădeală, Musteață, Rurac și așa mai departe, toată gașca asta. Pe alocuri am dat un grad de încredere pentru că chiar cred că el a avut intenții bune, doar că nu s-a isprăvit cu tot sarcina și cu tot bagajul de probleme care s-a acumulat acolo. Și a doua fenomen este că în genere cei din PAS au luat sub aripa politică oameni extrem de controversați din domeniul justiției, din domeniul procuraturii, care într-un final nu au livrat ceea ce așteptau. Ies la guvernare din vara 2021. Ei tot ne spun nou că sistemul se opune. Sistemul nu se vrea să autocurăță și noi trebuie să-l curățim. Dar asta începe deja să nu mai fie chiar atât de credibil. Având absolut toată puterea în țară, noi am ajuns la colaps în Curtea Supremă de Justiție. Păi da, ei nu știu, înseamnă că ei nu știu și asta sistem. Și asta sistem. Sistemul ăsta sunt oameni și norme. Legile le-au schimbat de 30.000 de ori pe timp de un an. Și asta sunt oameni. Și oamenii, că eu v-am spus, un oameni, ei au greșit. Și dacă i-au luat pe șimei, atpietei, mașenicii, că nici i-au luat. Pentru că ăștia au venit și au promis că o să rezolvi, o să mențin un oarecare control acolo, să-i pui în să rezolvi și cu dosarele de rezonanță, că noi avem experiență, noi nu știu ce, noi știm cum să lucrăm, noi am lucrat în trecut și pentru Plahotniuc și rezolvăm, și pentru voie să rezolvăm, și mult încredere și într-un final vedem ce s-a întâmplat. Acum, ei merg pe ideea că noi trebuie să curățăm sistemul. Și într-adevăr, acolo sunt oameni corupți și așa mai departe, trebuie de
debarasat de elementele astea nocive care fac rău pentru toată lumea. Și pentru sistem per general, pentru că creează percepții foarte negative despre sistem, și colegilor lor integri, pentru că deși eu, dacă sunt judecător sau procuror care nu am luat mită sau eu trăiesc într-un apartament și nu în casă de 200 sau 300 de metri pătrați, deși eu trebuie să sufer din cauza la acolo câțiva care iau bani la greu. Și într-un final avem situația în care oamenii care au venit au făcut alte jocuri cu tacit sau bună știință celor care i-au promovat și i-au acoperit. Eu mi-aduc aminte situația în care eu îi spuneam la ăștia, încă până a fi votat plămădeală cu musteați, care astăzi au dat pir cu fugiți, tot cu cerere din partidul lăsat și cerere din partid și au plecat din sistem. Îi spuneam, băi, nu aveam încredere. Omul ăsta, dacă a fost în 30.000 de partide și la 30.000 de partide o slujit și pe urmă când au văzut cât de o slăbiciune i-au aruncat, fix aceeași situație o să fie și cu tine. Nu ești mai deosebit decât alții. Și dădeam întrebare, tu, dacă el, dacă după și de-am Plahotniucu și-a putut a pierde puterea și el a venit de-am la altă putere și s-a închinat, un pic o să vadă că ratingul tău cade, el o să ducă la alții și o să închide. Așa sistemul, oamenii ăștia sunt partea societății, ei urmăresc politica, ei... Și acum închipuiți-vă situația în care să aflați oamenii ăștia. Pe de-o parte, trebuie soluționate dosarele astea de rezonanță. Pe de altă parte, este incertitudine și ne vor câștiga alegerile următoare și atunci și noi s-o pățim. Și oamenii preferă să plece sau, Doamne ferești, când vine un dosar de ăsta mai sensibil, adânși pe masă, să rupăm 4 în 10 numai să nu iei la examinare, nu să iei în dosar, să nu aibă pe urmă probleme. Și asta e o situație foarte complicată, foarte delicată. Iar acum ceea ce avem în justiție este un colaps. Lasă, nu spună simpatizanții pasului că tot normal și o să fie deblocat. Și ce se întâmplă acum în justiție este mai mult decât grav. Dacă nu era războiul ăsta de la graniță și lumea nu era panicată sau se află în permanent, nu știu, stres, legătură cu ce se întâmplă, cu mesajele care mai apar, eu cred că întrebările față de pas erau foarte, foarte dure. Unde și-ați promis și ce ați făcut. Și care e încă două? E că foarte mulți judecători care nu prea, știți, eu... Noi cum calificăm dacă un judecător, în mare parte, majoritate, după scandaluri, că nu mai urmăriți, e că cum dă de exemplu, că nu urmăresc ce se întâmplă, spre exemplu, în primărie Chișinău. Mă uit numai, aflu numai când este un scandal. Și așa în justiție. Lumea știe numai despre scandaluri. În rest, nu prea cunoaște ce se întâmplă. Și acum, dacă judecătorul sau procurorul nu a apărut în câteva scandaluri de este, înseamnă că merge. Și slava Domnului, dacă nu a apărut în atenția presiei sau politicienilor, slava Domnului, înseamnă că e tot ok cu dânsul. Și acum au rămas, uitați-vă, inclusiv la Curtea Supremă de Justiție și oamenii au rămas. Au rămas, au plecat și mulți oameni foarte buni, au rămas mulți oameni care în genere nu trebuie să se regăsească acolo. Eu îl țin minte pe hai să nu-i dăm numele, pe unul din magistrați, care domnul Litvinenko rupie tribuna când eram în legislatură ca să nu fie promovat. Au rămas. Și nu că au rămas, ei acum s-au rugat să rămână. Salarii vă dăm, vă rog, nu lucrați, sună, hai să întruniți-vă în ședință. S-a întâmplat exact, eu dădeam alt exemplu, a fost un concurs la procuratură și a aplicat o persoană. Nu a trecut concursul pentru că chipurile ar fi avut un acolo ceva. Așteaptă 2 luni. Nimeni nu ocupă funcția respectivă. Nimeni nu că nu ocupă, dar nici nu vrea să înscrie în concurs. Deja între timp, înainte 2 luni, deja și persoana care a aplicat s-o răzgândit să ocupe funcția respectivă. Ce faci? Te duci, păi pierzi încă 2 săptămâni și rogi persoana, te rog, asumă-ți tu funcția asta. Deci atunci nu eram integru și nu m-ați trecut, dar muneam să integru. Păi că așa se întâmplă exact acum. Oh my. Păi și iată, care e curățarea sistemului? Să ajungem la situația în care hai că nu tăți cheie de biserică acolo, noi înțelegem în ce situații trăim. Dar nu-l treci pe unul care nu a declarat 300 de euro, dar pe altul îl treci și zici că integru care are 2 mașini, 30, nu știu, 2 mașini, 2 case, 10 mașini și așa mai departe, niște terenuri pe tot locul. Și de-am zici că integru că n-are și nu lucra altfel.
Trist. Haideți să ne distrăm câteva clipe de publicitate, după care revenim, vă rog. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Încă un piculez spre justiție, domnule Plângău. Astăzi, Consiliul Superior al Procurorilor a anulat concursul ăla pentru șefia PC Coxului, pentru Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Acolo a fost un scandalaș, acum o lună și un piculeț. Acest Consiliu parcă lucra bineșor, când vine să vorba de doamna Veronica Drăgălin. Acum ceva nu merge bine, interimari cam peste tot. Sau nu nimic deosebit în asta și e bine pentru corectitudinea concursului ca el să fie amânat odată ce au apărut niște suspiciuni. La noi, iam cuvântul concurs, creează repulsie și nu numai la Chișinău, în procuratură sau care este să mai mediatizate. Noi avem probleme, am spus, în raioane fix așa. Nu treci care trebuie, anulăm concursul, mai facem 10 ori până și treci și cum din pas. Noi mâine ne judecăm, noi am spus. Am rugat colegii care au licență de avocat din partid și acum vreo 4 cazuri avem în raioane. Simple acolo, nici nu pentru funcții înalte. Pur și simplu că trebuie ochelul sau cineva de la PAS treacă concursul cu funcții în raion. Pentru ce de mai faci concurs? Te o lege. Numești politic tot ce vrei și gata. Și mai chinui oamenii, distrugi vieți sau încă și mai tare când vezi că încă mai este așa un sentiment care în genere e urât de tot. Mai scrie încă și plângeri la CNA că au fost trucat concurs. De cine a fost trucat concurs? Dacă voi sunteți în comisie. Majoritatea oamenilor din comisie, voi sunteți, voi arăți organizat de la A până la Z. Cât tâmpenia tâmpenilor cu toate concursurile. Este pur și simplu discreditat. Ca tare, mecanismul ăsta este unul care e foarte bun. Care elimină, care încearcă să promoveze profesionalismul, meritocrație, oamenii din sistem care au lucrat 14-15 ani acolo și au acumulat experiență, capacitate, știi, instituția. Și încă pe lângă asta încă și integru, pentru că tu mai pui și niște criterii de integritate acolo. Să vei, ai instituții, ai Autoritatea Națională de Integritate, poți să verifici dacă veniturile și cheltuielile din ultima perioadă nu au o discrepanță foarte mare. Nu știu ce s-a întâmplat. Pur și simplu le-au compromis. Deja mulți oameni nici nu mai vor să audă. Ar putea să meargă să depună CV-ul, să scrie într-un concurs, dar pentru ce? Da, dacă eu nu m-am înțeles cu cineva din politic și nu o să mai trec concursul cealaltă, pentru ce să mă duc numai deja? Așa și cu concursul ăsta. Acolo a fost război și nu numai în interiorul sistemului, dar și nu au fost neînțelegeri la nivelul deciziilor politice. De asta și a apărut scandalul public. Pentru că cineva de la PAS avea preferință un candidat, altcineva alt candidat, dar niște oameni din sistem în genere vroiau anularea concursului și cumva pe din dos spună altă persoană. Și s-a umplat tot. În genere, am zis să-l anulez. Acum poți să ai toată puterea și nu poți să o ții în mâini. Noi am mai avut oameni care aveau toată puterea și totul mergea strun, așa cum când este un lider și are tot Parlamentul și Guvernul, toate instituțiile lucrează așa cum vrea mușcul său. Pentru că au venit foarte mulți oameni cu puțină experiență, probabil, și multe găști s-au format acolo cu fiecare, cu turta lui și cu influența lui și cu nu știu mai și. Dacă doamna Sandu, care este președinte neformală a PAS-ului și ar dat legitimitatea acestei guvernări, încă se mai ține pe ratingul ei, nu putea din prima spune guvernul grecian. Pentru că partidul nu l-a acceptat, pur și simplu. Este a doua tentativă de a fi numit acest guvern. Și acum, la Consiliul Național Politic, trebuia să vină și să explice oamenilor și grecian. E foarte complicat când lucrezi cu oameni. Fiecare are ambiții, orgolii, fiecare. Poți să găsești să fii atent. Inclusiv cu cei care îi promovezi și a doua zi se urcă la cap. Zboară în cosmos. Sau începe a lua mită. Pentru că, știți, elementul ăsta de coruptibilitate, tu, iată, până la o anumită etapă, ești perfect integru. Dar n-ai avut, hai să spunem, situații în care să fie ademenit cu o anumită sumă de bani sau un anumit tip de serviciu. Iar la când pășești într-o funcție importantă, elementul ăsta de coruptibilitate devine mai
direct, hai spune. Până atunci era integru pentru că nu ți-o propus nimeni. Dar dacă o să vină și să-ți propună, nu știm cum o să reacționezi. Și asta e tot un element important care... Și aici sunt tot foarte multe mecanisme care să diminueze riscurile respective în orice instituție. Avertizori de integritate, control și așa mai departe. Doar că, iarăși, elementul ăsta politic foarte mult încurcă. La noi statul e foarte mic, există influența asta politică foarte mare și, de regulă, autoritățile noastre niciodată, dar niciodată nu se ating de cineva care e parte sau membru a partidului de guvernământ, pe urmă ai probleme mari. Și dacă observați, chiar inclusiv în ăștia 31 de ani, de regulă se deschideau dosare pe foști, fie pe și din opoziție sau așa mai departe. Dacă pierdeau puterea de acolo, se lucra la greu. Cumva, știți, ca răzbunare. Și eu am spus, eu sunt sigur că toată lumea conștientizează că și în PAS și în oricare partid sunt riscurile respective. Vorbea dumneavoastră mai devreme în piculeț că în mod normal, într-o țară cu regim parlamentar, prim-ministru este numit șeful partidului. Dumneavoastră considerați că Igor Grosu ar fi fost un premier mai bun decât Natalia Gavrilița? Sau decât Dorin Recea? Așa ar fi corect. Da. Mai corect ar fi fost ca domnul Grosu să meargă în funcție de prim-ministru. Dacă acum nu este președintele Partidului Acțiunii și Solidaritate, el a lucrat în campanie, s-a manifestat, a promovat un program electoral, acum am spus. Dacă eu nu înțeleg, cum o să înțeleagă cei din PAS? Deși Recean. Dar apreciați faptul că Dorin Recean, de exemplu, prima vizită a efectuat-o la București. Foarte bine. Majoritatea oficialilor noștri merg peste prut, așa se întâmplă, că e cel mai aproape și plus este legătura asta istorică. Și majoritatea pleacă la București. Prima vizită sau București vine la... Ceva bunisișor, ați văzut poate la domnul Recean în declarație? Iată, a zis că starea de urgență... Deja e în funcție, o să vedem cum se exercită. Deja nu mai putem schimba nimic, chiar dacă venim cu critici. Pe doamne, să rezolve anumite probleme și să nu se rețină doar la declarații. Și dacă vedeți, ultima perioadă el nici nu iese nicăieri. Numai fotografii și niște postări cu companii care fac publicitate pentru a-i ridica imaginea. Dar așa să manifeste nu prea, pentru că a învățat lecțiile probabil de la doamna Gavriliță, care cum era criticată. Domnul Dorin Recean, trebuie să propună renunțarea la starea de urgență, ca țara să nu mai fie guvernată de Comisia pentru Situații Excepționale? Este o întrebare foarte, foarte sensibilă în momentul de față. Cei de la guvernare justifică cumva starea de urgență la capitolul securitate și așa mai departe. Tot ansamblul de, hai să spunem, circumstanțe care se întâmplă în Republica Moldova, noi nu-l cunoaștem la momentul de față. Eu cel puțin sper că această comisie să renunțe la adopta decizii absolut pe orice domeniu. Dacă tu ai spus că, ok, avem nevoie de starea de urgență pentru domeniul securității sau domeniul energetic, atunci limitează-te la administrarea acestor două segmente, dar nu da și decizii și în agricultură și în educație și tot. Pe asta, sincer spun, dacă am fi avut o garnitură parlamentară bună și măcar 2-3 deputați de opoziție buni acolo, foarte multe practici de astea neserioase nu s-ar fi întâmplat. Și la capitolul încălcarea procedurilor legislative, nici societatea civilă splânge că două zile și s-au rezolvat tot. Respectiv, și noi, și PAS-ul, când eram în Parlament, am criticat modul în care se adoptă actele normative sau se iau decizii, pentru că trebuie să respecti legea. Eu țin minte că odată am fost, nu știu, vreo 10 la rând le-am alunat la Curtea Constituțională pentru că nu au respectat procedura. Simplu. Dacă era să respecte procedura, probabil erau streacă. Acum, deși recurgi la lucrurile astea, mai ales că ai majoritate, nimeni nu ți-o... Pur și simplu, consulte cu societatea civilă. Și asta nu e făcut nu pentru că stragă din timp sau așa mai departe, pentru îmbunătățirea actelor normative care tu le adopți. Pentru că când vine o critică sau vine o propunere și din altă parte, nu te îngustezi la bula asta ta că crezi că eu sunt cel mai deștept, cel mai bun și altceva nu. Nu vine un om care poate să zică, da, iată, eu am lucrat în domeniul ăsta și eu leac altfel la modul practic.
Asta e scopul. Nu e pus acum în Constituție, așa că să încurci pasul, îți voteze cât mai repede legea care vor ei. Nu. Știu că opoziția actuală din Parlament se plângea în ziua când fusese ales guvernul recean. Nu le dădea voie să vorbească. Discursuri. Ceea ce pe mine un piculeț m-a uimit a fost faptul că PAS-ul, când se afla în opoziție, se enerva pe socialiști care conduceau țara că nu le permite să ia cuvântul de la Tribunal Central pe un anumit proiect. S-a dus la Curtea Constituțională. Și Curtea a zis. Nu ei s-au dus, eu m-am dus. A, da. Dar dumneavoastră ați fost? Eu am fost. Băi, trebuie de dat cuvântul deputaților și gata. Schimbă puterea. Ăștia vin acum la guvernare și nu le dau voie să vorbească. Da, și probabil așa o să mai fie încă mult timp până o să avem o cultură politică adecvată în societatea noastră. Până când nu o să mai votăm oameni care ajung și fac la fel ca precedenții și zic că noi suntem altfel. Cumva altă. Eu n-am urmărit toate. V-am spus că am deschis pe vreo 5 minute și am văzut cum... am văzut o situație în care cineva a spus o prostie și tot s-a ridicat în picioare și aplaudau și zic, Doamne ferește, este nu legislativ. Haideți să vorbim un piculeț despre proteste. Logic, toți cei care susțin PAS-ul spun că protestatarii sunt, eu citesc mesaj acolo, oamenii sunt numiți oi. E de-a dreptul scârbos deja ceea ce se face. Eu înțeleg liderii, dar nu vă place liderul, nu vă place adjuncta lui Șor, Marina Tauber. Toți sunt acuzați că sunt plătiți. Se anunță un protest. Poliția vine, parcă au venit serbii și muntenegrenii. Doamne ferește câte poliție. Nu le dă voie pentru că a venit președintele Greciei, care de fapt încă nu vinise și nici nu avea treabă în centru. Era la hotel. Am mai spus. Dar s-a transformat protestul din mars într-un spectacol care a umbrit tot ceea ce se putea întâmpla pe parcursul zilei, în acea zi, la nivel global, nu doar național. Dumneavoastră, ce părere aveți pe ceea ce se întâmplă în jurul acestor mici proteste, dar gălăgioasă, datorită ambelor părți? Contribuția venind din ambele direcții. Foarte mult timp s-a ridicat mingea la fileul partidului Șor. Pentru că este foarte comod pentru orice guvernare să aibă drept opoziție, poți de miliarde și așa mai departe. După ce au fost închegate legăturile între acest partid și Federația Rusă, avantajul și mai mult a crescut. Pentru că inclusiv poți să justifici practic orice, nu doar pe plan intern, dar și în exterior, spunând chiar că opoziția finanțată de Kremlin și vrea. Dați-ne bani, ajutați-ne și așa mai departe. Pe de parte, este temerii și ei își spun ei, pentru că, într-adevăr, acolo sunt implicați nu doar politicieni, dar și anumite servicii. Pe de altă parte, sunt greșeli esențiale la modul ce se întâmplă astăzi din partea PAS-ului. 1. Când am plecat din Parlament, am lăsat domnului Grosu o sesizare. Se numea sesizarea Curții Constituționale privind neconstituționalitatea partidului Șor. Un an și jumate. Spus că noi nu... Asta e populism. Noi nu examinăm așa chestii. Noi să facem reforma justiției, eu să vin în procurorie și o să rezolv chestia asta. Ok. Acum cu partea justiției. Orice cetățean, dar orice cetățean, mai ales politicienii care merg prin teritoriu, prin sate, înțelege structura sau anumite ilegalități care se comit de un partid politic. Salarii, pentru că ei lucrează acolo cu celule în formă de piramidă și așa mai departe, un om fiecare sat care este remunerat și așa mai departe, toată ierarhia asta. Activitate, duc o activitate ilegală. Toate temeiurile se intervină autoritățile statului competente de a contracara asemenea acțiuni, pentru că chiar și democrația trebuie să o faci cu pârghii ilegale, nu poți să faci cu bani murdari sau să nedeclari, cu bani nedeclarați și așa mai departe. Deci ai toate pârghii la dispoziție, pur și simplu să oprești și finanțarea, dar și oamenii care sunt implicați în asemenea acțiuni, de corupere, de așa mai departe. Și o să vă spun și despre corupere acum. 2. Mijloacele de oprire a banilor. Parcă s-a laudat că s-a închis conturile și așa mai departe. Unde sunt conturile și așa mai departe? Înseamnă că s-au deschis alte căi care trebuie verificate.
După și ne-am clarificat cu justiție, Guvernul Republicii Moldova sesizează Curtea Constituțională exact pe motivele care le-am evocat eu încă un an și jumătate în urmă. Eu am aplaudat, am scris și domnul Litvinencu, măi, bravo, dacă este nevoie de expertiză, nu știu, sau niște ajutor să ne dăm cu părerea că nu o să facem noi acolo minuni, dar dacă putem să ne luăm un capitol și să-l scriem noi și să vă ajutăm. M-a sunat adjunctul Gros și a spus că eu vreau să le fur laurii. Serios? Da. M-a rugat să nu mă mai implic în, sau să comunic de lucrurile astea, pentru că eu, prin asemenea modalitate, vreau să le fur laurile privind interzicerea partidului Șor. Că eu am muncit și nu știu mai și. Ce am făcut eu? Am rugat, pentru eu fiecare dată când scriem vreo sesizare, pentru că toate le-am câștigat, asta nu de dacă eu sunt tare deștept și așa mai departe, dar încercam să fac totul corect. Consultare, mediul academic, societatea civilă, nu doar juriști, dar și oamenii care lucrează în sistemul ăsta, să vorbească despre aspectele tehnice și așa mai departe. Am contactat toți oamenii care și din societatea civilă, care se ocupă de monitorizarea alegerilor, partide politice și așa mai departe. Mediul academic, profesori universitari, drept constituțional, nimeni nu a fost abordat. Și întreb, dar măcar să citiți sesizarea. Tăți și-au pus mâinile în cap. Amu iese doamna Stamate la televizor și spune, noi așteptăm decizia Curții Constituționale, hotărârea Curții Constituționale. Și s-o aștepți. Tu delegi toată responsabilitatea pe Curtea Constituțională. Ca să facă ce? Să se expună la o contestație care trebuia să fie trimisă la Comisia Electorală Centrală? Deci tu, cumva, hai că am trimis și am uit dacă ceva, atât îți blămăm Curtea Constituțională. Când, de fapt, tu n-ai adus acolo niciun argument care ar permite declararea neconstituțională a acestui partid. Acum ce trebuie să fac? Pur și simplu suplimenteze această cerere cât nu-i târziu. Altfel, da, o să ne trezim că o să blămăm Curtea Constituțională, că noi am vrut să interzicem partidul Șor, dar ăștia nu au vrut. Noi și nici că am aici. Pentru că atunci când tu mergi să creezi asemenea precedente, dacă a fost făcut numai ca PR pentru două zile, atunci este o mare problemă. Două zile, am scris o cerere, două zile ne-au aplaudat toată lumea. Bravo, pas, luptă cu hoții de miliarde și așa mai departe. Dar în esență, tu creezi niște precedente foarte periculoase pentru că n-ai adus acolo argumente necesare, nu ai lucrat temenic. Îți putea de luat niște argumente din sesizare și eu n-am cerut, eu am spus că dacă noi ne implicăm, acum ne cumva revoltător la câteva declarații din ultima perioadă. N-am cerut nimic, am spus că noi ajutăm fără ca să ne puneți acolo, să ne scriți, iată, sesizarea, semnați-o voi, luați tot ce e mai bun de aici, adăugați, lucrați, dar lucrați temenic. Spuneați că acuși vă spun și despre corupere. Despre ce vorbeți? Despre primarii care trec într-o veselie la partidul Șor. Da? Absolut. Unul spune dacă trecut și primarii la platforma de la Șor prin corupere. Oho. Nici n-am să vă mai spunem toate detaliile, dar sumele pur și simplu sunt ridicole. Ridicole? Care sunt cumpărați unii primari în teritoriu. Adică mici? Foarte mici. Și cum de primar rezolv pentru niște sume mici? Sărăcii în țară. Când e atât sărăcie și așa mai departe și atât haos. Grav. Dacă eu sunt sigur cu salariul care l-aveți aici și cumpărați și dumneavoastră două primării, faceți lider de partid. Nu vreau să fie, nu vreau să fie interpretat asta ca o ofensă pentru primari, Doamne ferește. Sunt primari și primari, sunt unii oameni care e extraordinari. Inclusiv dădeam exemplu primarilor, unor primari de la PLDM, care în pofida tuturor greutăților prin care au trecut prin regimul Plahotniuc și persecuții și așa mai departe, au rămas în PLDM, nu s-au vândut, nu s-au lăsat, nu știu, intimidați de anumite lucruri care s-au făcut timpuri. Sunt primari și primari, sunt unii oameni extraordinari în fiecare localitate, dar ca și în care oricare societate, nu-i grădină fără uscături, nu-i pădure fără uscături. Noi am
Eu poate prematur vorbesc despre asta. Așa mi-e meseria. Noi câștigăm capitala, e clar. Cine sunt noi, vă spun după cine vedem rezultatele. Dar la Bălți platforma, dar ce face? Sau e clar că Marina Tauber câștigă? Sau Renato Usată odată ce a revenit? Bun, el nu va candidata, omul lui cel puțin. Acolo îndrăznit să vă implicați sau mai bine să stăm deoparte? Noi avem echipă la Bălți. Da? Da. Avem doi consilieri municipali. Avem echipă. Oamenii lucrează. Oamenii ridică întrebări foarte serioase pentru locuitorii municipiului Bălți. Faceți echipă cu cineva de pe dreapta ta acolo? O să analizăm. O să analizăm, o să vedem. Noi avem echipă bună acolo. Oameni, este complicat la Bălți să faci politică de dreapta, dar și la legile trecute ne-am implicat. Am luat, hai să spunem, doi consilieri municipali. O să lucrăm în continuare, să mărim numărul consilierilor, să avem un candidat destoinic care cărora oamenilor viziuni ca ale noastre să nu fie rușine să-și acorde votul, să fie mândri de candidat și așa mai departe. Dumneavoastră vă spuneați mai devreme că vă este frică de faptul că nu prea există alternativă pe dreapta și astfel ar putea învinge la următoarele parlamentare care sunt departe abia în 2025 cei de pe stânga, finanțați de către ruși sau susținători ai Rusiei. Dar Maia Sandu are alternativă. Eu cred că ea să, ca și noi, își pune aceleași întrebări. Pentru că este vizibil în sondaje, pe stânga unii oameni stau destul de bine. Pe dreapta, e adevărat, ea a curățat tot. Pe dreapta, noi, dacă prim-ministru, miniștri nu reușesc să-și acumuleze un anumit capital politic, este foarte greu. Și, cel puțin, la nivelul politic, trebuie să creștem această alternativă. Eu am spus, eu sunt cu viziuni pro-europene, vreau continuitate, eu, chiar și orice reformă sau integrare europeană, tu ai nevoie de continuitatea proceselor. Pentru și, nu știu, europenii să vină să investească aici sau să înceapă anumite proceduri, dacă ei se uită în sondaje și zic, băi, dar la voi cetățenii acolo sunt 50-50. Ca, știți cum. Atunci trebuie de lucrat în sensul ăsta și de făcut mult mai puține gafe. Ceea ce eu i-am îndemnat pe cei de la PAS asta să ocupe de problemele interne. Nici măcar de agenda europeană ei nu se preocupă, domnule Gonța, cu toate că e agenda europeană, nu știu ce. Cam se limitează totul la întâlniri bilaterale de protocol, dar integrarea europeană presupune cu totul altceva. Asta presupune proiecte, reforme, asta presupune adoptarea unor acte normative și implementarea acestor acte normative. Sunt strategii și mai departe. Nu prea am văzut. Și am spus, iată, deschideți site-ul oricărui minister. Care sunt strategiile? Au anunțat o strategie, nu știu, generală, cred că nici ei nu au citit. Dacă iată, să-l luați prin surprindere pe vreun ministru și să întrebați, ați citit strategia Republicii Moldova 2030 sau care, 2035? Da, mă trăiesc că noi suntem chiar la, stăm mai slab la capitolul implementare decât Ucraina și decât Georgia. E adevărat și asta nu spunem noi că să criticăm pasul ăsta. Sunt rapoartele internaționale. Amuja spun că ea că vinit și numai scrit și așa mai departe. E chiar vreau să aibă succes cei de la PAS, pentru că succesul lor pe anumite domenii o să ne facă și viața tuturor mai bună și noi să ne integrăm, pentru că eu sunt tânăr, eu încă, slavă Domnului, știți, pot încă să mă afirm oriunde, dar sunt generații care vin din urmă, care poate facem pentru ei ca povara pe care noi o suportăm, inclusiv acum să fie mai mică. Sunt unii oameni mai în vârstă care nu au timp deja să aștepte vremuri bune, care duc, nu știu dacă o să le mai apuși. Respectiv, eu chiar vreau tot binele din lume și să fie bine, să facă ei bine, temenic lucrurile. Și probabil dacă ar fi fost bune, și mulți, și eu și mulți colegi de-a noștri, am fi stat pe acasă și ne-am fi ocupat cu totul de altceva. Pe dumneavoastră vă deranjează criticile care sunt în spațiu public uneori? Spuneați acum că iată cu șo să înceapă. Eu nu prea urmăresc personal. Rog colegii să mai uite ce mai scrie lumea. Da, există fenomenul ăsta și reacțiile astea uneori afectează pe multă lume sau îi descurajează pe unii de a-și manifesta opinia. Pentru că dacă scrii chiar propria mea opinie față de un anumit domeniu,
Și când țară tot asta se numește spirala tăcerii în politologie, atunci lumea e inhibată în a-și exprima gândurile, pentru că apar doi troli care, în loc, știți, cu greșeli și așa mai departe, care un mesaj foarte vulgar, și lumea preferă să tacă. Dar asta e un fenomen foarte nociv. Dar care e diferența dintre ferma de trole a lui Vladimir Plahotniuc și ferma de trole a Maia Sandu? Nu știu dacă Maia Sandu are fermă. Probabil unii acolo își pun funcționarii de prin Parlament sau Guvern să mai scrie sau să-i mai laude. Consilierii acolo, parlamentari sau ce mai sunt pe acolo. Bun, activitate. Păi dar și să fac. Numai cafea să aduc. Domn președinte Plângău, eu vă mulțumesc tare frumos pentru faptul că ați fost la noi emisiune. Vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți și ne revedem neapărat aici. Mersi foarte mult pentru invitație. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a patra. Să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.